Președintele rus Vladimir Putin a semnat joi cu omologii săi din Belarus și Kazahstan crearea unei uniuni economice euroasiatice, un proiect ce ar urma să permită reinstaurarea influenței Moscovei în rândul fostelor republici sovietice, scrie Mediafax. Acordul este destinat consolidării integrării celor trei foste republici sovietice, deja membre ale unei uniuni vamale. Prin semnarea tratatului, cele trei state își asumă obligația de garantare a circulației libere a mărfurilor, serviciilor, capitalului, forțe de muncă, precum și de crearea unor politici comune în domeniile energiei, industriei, agriculturii și transporturilor. Acordul semnat între Rusia, Belarus și Kazahstan va intra în vigoare la începutul lui 2015.